Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Leu. Haideți să facem evaluarea pentru perioada 20-30 septembrie 2022. Să vedem ce vă așteaptă în această perioadă ca și evenimente importante. Haideți să vedem ce vă așteaptă pe cei din Zodia Leu, cei cu ascendent descendent, Luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, în perioada 20-30 septembrie 2022, evenimente importante, Leu. Leu. Foarte mulți dintre voi v-ați schimbat o direcție recent sau urmează să vă schimbați o direcție. Anulați un drum pe care voi vreți să-l faceți, dacă este vorba despre o călătorie sau pentru foarte mulți dintre voi e posibil să vă vindeți o mașină, ok? E vorba de vânzarea unei mașini și poate cumpărarea unei noi mașini sau pur și simplu un drum pe care voi mergeați sau un drum la care vroiați să porniți. Poate un drum de dragoste cu cineva sau orice altfel de drum. Schimbare de plan. Schimbare de planuri. Pentru că aici s-a aflat ceva, ok? Ori urmează să se afle ceva care va aduce vouă foarte mult echilibru și liniște în judecata voastră vis-a-vis de ceea ce credeați până acum sau despre o persoană anume sau despre o situație anume. Schimbare de planuri. Aici clar cineva spune am schimbat cursul lucrurilor sau schimb planul, schimb direcția. Cineva se ghidează după intuiție, nu se mai ghidează exact. Exact. Aici este o chestiune de două persoane. Leu perfect săgetător, gemeni în balanță vărsător. Nu vreți să mai mergeți la niciun drum cu niciuna dintre aceste două persoane, pentru că văd carul și moartea. Marea preoteasă 7 de cupe. Nu mai vreți nicio direcție cu persoanele astea. Vreți să le lăsați în spate. Nu vă mai pasă de persoanele astea două, dacă sunteți doamne. Pentru că sunt două persoane care v-au dezamăgit mult prea tare. Și ați înțeles importanța voastră, ok, intuiția voastră cât este de puternică și excluzând persoanele astea două din viața voastră, cât de mult o să vă ajute intuiția voastră, ceea ce era blocată de către persoanele astea două în trecut. Aici văd temperanța judecata. În viitor o să aveți de-a face cu cineva care poate să aibă săgetător, gemeni și pești sau o singură zodie și restul poate fi astrograma acestei persoane. Este o persoană care se poartă un rol important în viața voastră și ține de o decizie. Decizia asta este, mai vreau să fiu cu persoana asta sau vreau să fiu cu persoana asta sau este o persoană justă pentru mine, ori vreau să mă împac cu persoana asta sau nu. Cred că cineva vine cu o dorință de împăcare către voi și voi o să stați să vă gândiți dacă mai vreți persoana asta sau nu. Aici este o ofertă foarte stabilă, asul de săbii, regele de monede și asul de pentacule. În primul rând, pe partea de carieră la voi, exact, la voi este un nou început, este un nou început. Pentru cei care aveți deja o carieră stabilită sau propria voastră companie, afacere și așa mai departe, sau un job foarte bine plătit, poate vă mai luați ceva pe lângă sau poate sunteți promovați. Pentru cei care aveți propria voastră companie, firmă, afacere, este ceva, e ca o schimbare, ca o gură de aer proaspăt, ceva, reclădiți ceva, ceva ce parcă, pentru care nu mai aveați niciun chef. Poate ați avut o perioadă proastă în care n-ați avut chef de muncă. N-ați mai investit în firma asta sau n-ați mai vrut să lucrați sau n-ați mai avut chef să lucrați, ok? Reveniți în forță! Reveniți în forță! Iar pe partea de dragoste poate să fie cineva care are taur, săgetător, gemeni, ok? Este o persoană care o să începeți o relație stabilă de dragoste. Este cineva care vorbește într-un adevăr cu asul de săbii și 8 de bâtei, o persoană care chiar cu sinceritate vrea să aibă o relație stabilă de dragoste cu voi. Vreau! Clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Leu, cei cu ascendent descendent Luna, Marte, Venus, Nod, Nord, Nod, Sud, Lilith, 20-30 septembrie. Wow! Karma voastră bună! Însărătoșire, faimă,
Foarte mulți dintre voi deveniți persoane publice sau sunteți persoane spirituale. Ori tot binele pe care l-ați făcut se întoarce către voi. Este succesul care vine către voi. Vreau clarificarea cărților de pe masă pentru cei din zodia Leu, cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord. Nodul sud, Lilith, Leu. Ok, am înțeles. Deci nu doriți un nou început cu această persoană. Berbec, este cineva din Berbec. Văd că e foarte, foarte puternic Berbec. Persoana asta are Berbec și Rac. Nu doriți un nou început sau să vă împăcați cu o persoană din Berbec sau Rac. Nu mai doriți persoana asta în viața voastră absolut deloc. E posibil să vreți să colaborați cu cineva din Balanță, Gemeni. Văd aici. Dar e posibil cu 3 de monede doar pentru o prietenie. Pentru că văd aici Marea Preoteasă și Pașul de Pentacole, poate fi o comunicare nu foarte stabilă. 7 de cupe, 2 de săbii. Este ca și cum doriți ca persoana asta să vă ajute în anumite sarcini pe care voi le aveți de făcut și posibil să vă ajute în ceva ce ține de o instabilitate a voastră prin care treceți acum. Pe mai departe, aici avem 9 de săbii și temperanța. Magicianul și judecata. Cineva vrea să vă facă dreptate, ori vrea să vină ca o persoană dreaptă în fața voastră. Poate fi săgetător, pești, gemeni, am mai spus. Dar este o persoană care regretă un comportament anume pe care l-a avut vis-a-vis de voi cu 9 de săbii. Persoana asta are remușcări, nu este o persoană liniștită pentru cum s-a purtat cu voi. Da, clar, regina de bute și temperanța, este cineva din săgetător. Persoana asta nu are liniște pentru cum s-a purtat cu voi. Vrea să aducă dreptate în viața voastră. Persoana asta v-a făcut foarte mult rău, că e bărbat sau femeie, v-a făcut foarte mult rău. Magicianul 5 de cupe se manifestă regrete vis-a-vis de evenimentele din trecut, faptele acestei persoane din trecut. Cineva aici o să spună, este și un taur aici, ok? O să spună, regret că m-am comportat cu persoana asta astfel că mi-am pierdut persoana mea. O regret că am judecat greșit această persoană care m-a ajutat atât de mult. Ok, poate voi ați ajutat persoana asta foarte mult. Dar regina de cupe, 10 de săbii și regele de bâte. Scoateți din viața voastră un rac, berbec. Iar am rac 4 de cupe, nu mai vreți pe cineva din rac. Ori un ascunziș, ceva ce pare suspect, dubios. Eu aici văd că voi stați să vă gândiți 2 de bâte și 8 de bâte. Decid, dacă am plecat, am plecat de tot. Dar voi sunteți deja plecați energetic din viața acestor persoane. Numai că mai e cineva aici care vrea să împace cu voi și stați să vă gândiți, vreau să vorbesc cu persoana asta sau nu. Ori las comunicarea și nici măcar nu o bag în seamă. Asta e săbii și justiția. Cineva a înțeles aici că voi sunteți persoane foarte drepte și cinstite, curate, că ați vorbit într-o adevăr. Că în relații sunteți persoane extraordinar de loiale, fidele și implicate cu totul. Cineva aici are regrete, are un regret foarte mare pentru ce v-a făcut. Exact, aici vine cineva, cavalerul de cupe. Posibil să mai fie cineva din pești din trecutul vostru cu 5 de cupe. Ori persoana asta stagnează cu gânduri către trecut pentru ceea ce v-a făcut, conflictul pe care vi l-a adus în viața voastră. 10 de săbii, 5 de bâte, ați scos rivalitatea și conflictul din viața voastră. Iar acum persoanele astea se gândesc de ce nu vă mai uitați la ele, simt că v-ați retras energia. E posibil ca persoana asta să fie blocată în momentul când o să vă caute, pentru că văd cavalerul de cupe și 8 de săbii. Este cineva care vrea să comunice cu voi, dar n-are nicio șansă. O să străduie foarte mult. Regele de cupe, regele de monede, de 4 de bâte. Și am și aici spus, cineva vrea să vină către casa voastră, cineva vrea să vorbească cu voi, cineva vrea să fie împreună cu voi și sunt mai multe persoane, nu este o singură persoană. Aici 10 de săbii, 5 de monede, 5 de bâte și mai are rost. Conflictul ăsta e dus, e rivalitatea e dată la o parte, victoria este a voastră. Aici un nou început în dragoste, regina de săbii cu asul de cupe, 8 de cupe. E un nou început în dragoste. 7 de bâte și roata. Cineva spune, no way, nu mai repet acest ciclu karmic în viața mea. No way.
Și aici vreau să fac clarificare. Sau nu mai repet acest eveniment. Greșeală, fapte, în viața mea cu luna și patru de cupe cu aceste oferte ascunse. Sau persoanele care m-au mințit în trecut. E o liniște foarte mare la voi aici. Patru de cupe și luna. Nu mai repet triunghiuri amoroase sau nu mai vreau persoane din trecutul meu care o să vină către voi și încearcă să se împace cu voi sau să-și ceară iertare, iar voi spuneți no way, niciodată nu mai repet acest lucru. Vreau persoane singure sau vreau o persoană singură sau sunt o persoană singură independentă și aici e o chestiune de știți ce meritați acum. Sunteți foarte conștienți și manifestați asta. Cine vine cu patru de cupe și luna către voi? Am văzut-o și aici, regina de cupe. Șapte de băte și regina de cupe. E cineva care e foarte puternic aspectat, rac. Și balanță posibil. Și pești. Respingeți persoana asta cu totul. Cine e regina asta de cupe? Regina de cupe, regina de săbi și regina de monede. Poate să aibă și ta ori fecioară capricorn. Ori sunt mai multe persoane, sunt trei femei. Persoana asta mai avea două femei în spate. De ce respingeți astea trei persoane? Pentru că v-au mințit, șapte de săbi, cinci de săbi, pentru că au încercat să aducă conflict în viața voastră cu minciuni. Și voi ați detectat persoanele astea de mai mult timp și le-ați lăsat, să vedeți ce pot face și le-ați ajutat, culmea, ok. Iar acum este karma lor să se bată cap în cap. Pot fi prietene, pot fi prieteni, concurența, rivalitatea, persoanele care au fost în rivalitate cu voi, dar voi nu ați fost în rivalitate cu nimeni. Și ce nu mai repetați cu șapte de băte și roata? Neseriozități. Chestiuni ce nu implică decât un as de băte, ceea ce nu ar fi nimic. Nu vă mai interesează chestiuni care vă încetinesc progresul vostru. Atenția voastră este foarte puternic focusată pe doar ce este productiv și util pentru voi. Exact. Doar ce dă roade, doar ce este, exact cum am spus, productiv. Că e dragoste, că e carieră. Este ca și cum nu mă interesează această energie negativă și înceată. Cândva am investit foarte multă energie aici și persoanele astea nu vor mai avea parte de energia mea. Este ca și cum aici cineva spune, ți-am dat tot timpul din lume sau ți-am dat toată atenția, ok? Acum atenția mea este focusată doar pe mine și pe ceea ce vreau eu să realizez. Nu mai am timp de așa ceva. Ori altcineva acum primește toată atenția mea când tu o mai vrei. Ok? Pot fi pentru mulți dintre voi prieteni, prietene, foști, foste, cei care v-au lăsat la greu sau au avut toată atenția voastră iar acum și persoanele astea nu v-au dat-o, ok? Sau n-au fost alături de voi când ați avut nevoie. Iar acum spuneți, am stat pe lângă tine atâta timp și am dorit atenția ta, iar acum nu mai am eu timp de tine. Sau nu mai vreau să fac parte din viața ta. Asul de cupe și regina de săbi? Exact. Vă focusați doar pe ce este productiv, carieră, finanțe, belșug. Cine să fie marea preoteasă? Cineva aici, ia cine să fie marea preoteasă? Cineva a înțeles că nu are nicio șansă în fața voastră. Cineva a înțeles că voi sunteți... Este exact, asta e cuvântul potrivit. Cineva a înțeles că voi sunteți profesorul, profesoara. Cineva aici este un simplu sau o simplă elevă. O persoană a încercat să vă facă rău pe domeniul vostru. Neștiind sau neconștientizând că voi aveți
cum s-a spune, menirea voastră este asta. Drumul vostru este ăsta și voi ați depus multă muncă, divinitatea vă susține în toate punctele de vedere. Și voi ați depus multă muncă, ok? Iar persoana asta n-a atins nici măcar sfertul de drum ca să fie capabilă sau să îndrăznească să facă rău, dar e o persoană pe care ați ajutat-o. Ok. Este cineva care n-are nicio șansă în fața voastră. Nicio șansă. Și pentru foarte mulți dintre voi poate fi o persoană chiar mai în vârstă decât voi, care crede că le știe pe toate. Vreau să văd... Spânzuratul și împărăteasa. Șase de cupe invers. Puterea invers. Deci, poate fi o femeie mai în vârstă. Doamnele care sunteți aici, poate aveți de-a face cu o persoană mai în vârstă din zodia Pești. Care o respingeți, rac pești, pe care o respingeți, pentru că persoana asta n-are niciun drum, niciun drum. A încercat să vă facă foarte mult rău cu magicianul ăsta, să vă facă, ca să spun așa, o stagnare, dar persoana asta va stagna definitiv. Magicianul spânzuratul. Exact, și alături de ea va plânge acest rege de bâte. Cu 9 de săbii. Ok? De ce cu 9 de săbii? Ne întoarcem, regina de săbii. De ce cu 9 de săbii? Exact ce spuneam de vreme. N-ai cum să... Persoana asta n-are nicio șansă în fața voastră. Voi aveți cunoștințe, voi sunteți persoane evoluate, indiferent de domeniu. Poziția voastră a fost stabilită de către univers. De-aia ați venit aici, de-aia sunteți aici. Și asta le-au înțeles persoanele astea sau persoana asta. Și au creat o karmă negativă. 7 de săbi, 6 de monede. Cineva a încercat să vă copieze ideea, ajungând să încerce să vă facă rău vouă pe partea de carieră. Nici măcar, este ca și cum eu vă văd, v-ați întors cu spatele la persoana asta. Vreau să văd noua dragoste pentru cei din zodia Leu, perioada 20-30 septembrie 2022. Wow! 6 de monede, 2 de cupe, judecata. Noua relație cu toate astea trei cărți. 8 de monede, 9 de cupe, puterea. 2 de cupe, 6 de monede, judecata, 6 de săbii. Deci ce urmează pentru voi în materie de dragoste și nouă relație este final destination. Este sufletul pereche cu care voi o să rămâneți definitiv. Exact. Este relația cu sufletul pereche. Exact. Cine este persoana asta? Trecere de monede. Final destination. Relația cu sufletul pereche. V-ați găsit sufletul pereche, ori apare sufletul pereche. Cineva care regretă că v-a mințit, își regretă pașii din trecut față de voi, poate chiar vă cunoașteți pentru unii dintre voi, ori dacă este o persoană nouă, este o persoană care și-a regretat mult timp trecutul sau evenimentele din trecut. Ok? Poate a fost o persoană mințită mult în trecut. Eremitul 5 de bute, persoana asta se luptă în singurătate. Cine este acest rege de monede?
Bărbatul ăsta se luptă cu cineva, văd gemeni. Gemeni, balanță, vărsător, s-a luptat cu altă energie, gemeni, balanță, vărsător. Cine zice lăsa de mâine? S-au încercat să o facă geloase cu această femeie. Poate a ales o altă relație sau... Pentru că cine săbii vorbește despre faptul că persoana asta a avut un ego foarte mare și o încăpățânare extraordinară și a încercat să o facă geloase pentru doamne, cu o energie foarte rece de care nici măcar nu-i interesează. Regina de bute și magicianul. Voi ați lăsat o amprentă puternică pe sufletul, inima acestui bărbat. Nu vă poate uita, indiferent, 3 de cupe, justiția, balanță, gemeni, vărsător a treia energie. Nu vă poate uita, indiferent. Femeia asta nu i-a adus nicio fericire. Cine e regele ăsta de monede? 10 de cupe, soarele. E viitorul vostru. Este viitoarea voastră familie. Stabilitate, dragoste, fericire. E ceva ce vine rapid. Deci nu există încetinire, în niciun caz. Asul de monede. Nu, deci bărbatul ăsta este foarte hotărât. Asul de monede, 4 de bute. Asul de săbii. Wow. Wow. Un bărbat divorțat sau un bărbat care renunță la o relație ca să fie cu voi, renunță la trecut, la obiceiurile din trecut? Acum, indiferent de zodie, eu văd că poate avea, bărbatul ăsta poate avea Taur odată, am văzut, săgetător, gemeni. Poate să aibă pe undeva și leu acest bărbat. 6 de bute, 4 de săbii. Cineva care a finalizat o vindecare. Sau finalizează o vindecare. Cineva care recunoaște și spune orice ar fi, tot pe tine te iubesc. Sau m-am îndrăgostit de tine. Exact. Fără doar și poate regina de cupe. Nu mai vreau femeia asta. În niciun caz. Îmi pare rău că te-am pus în postura de 3 de săbii. Îmi pare rău că la vremea aia am făcut lucrurile alea. Îmi pare rău că m-am jucat pentru finanțe sau am făcut un joc pentru finanțe. Îmi pare rău că exact în trecut te-am lăsat pentru altcineva. 3 de cupe. Sau aveam pe cineva și nu ți-am spus sau știai și m-am comportat imatur. De ce s-a îndrăgostit persoana asta de voi cu ASP? Pentru că sunteți persoane independente, persoane frumoase, știți ce vreți de la viață, loiale, serioase. Dar o pasiune extraordinară pentru voi. Este un bărbat foarte atras fizic de voi, în primul rând. Pentru că sunteți persoane de succes, dorește atenția voastră. Pentru că voi primiți foarte multă atenție. Pentru că ați încheiat un ciclu karmic, pentru că întotdeauna reușiți să mergeți mai departe. Sunteți persoane foarte muncitoare și ați răzbit în tot și toate. Este cineva care știe, ori știe, ori simte, ori s-a informat despre voi. Persoana asta știe prin ce ați trecut voi în zona eremitului. Știe cât v-ați bătut cu viața voastră sau... prin ce ați trecut sau e cineva care vă apreciază că niciodată n-ați renunțat la viață, indiferent prin câte greutăți ați trecut. Asta e adevărul. Deci pentru unii dintre voi, posibil persoana asta să vă cunoască de ceva timp. Ați de săbii și eremituri? Exact. Știe cât de știe cât de rău ați fost loviți de persoanele din jur în trecut sau cât ați răbdat. Cât de corecți ați fost? Exact.
Pentru dintre voi poate să fie o persoană care stă în umbră, poate nu vă cunoașteți așa bine, dar persoana asta va analiza toată viața, pașii, s-a interesat despre voi. Poate pentru dintre voi ați avut o relație în trecut cu această persoană sau poate relația n-a reușit să evolueze pentru că persoana asta a plecat pentru altcineva sau poate era o persoană căsătorită, ok? De ce renunță la această regină de cupe? Hierofantul. Și se stă bine o de bâte. Nu mai vrea conflict, nu mai vrea să vă pună pe voi în rivalitate. Recunoaște că a făcut-o doar ca să vă facă geloase sau că relația îi displace cu totul. De ce cu nouă de bâte și cine să vii? De ce cu nouă de bâte și cine să vii? Pentru că regele și regina de cupe și pentru că pajul de cupe și lume. Pentru că persoana asta îi spune femeie este, tu ai fost o regină de cupe falsă. În niciun caz sentimentele mele nu sunt cu tine. A fost un compromis financiar. Exact. S-a terminat conflictul. Acolo lucrurile se termină foarte urât sau s-au terminat urât între persoanele astea două. Pentru că cineva aici a spus nu mai vreau, nu ești o persoană justă sau nu mai vreau căsnicia asta. Nu simt nimic pentru tine. De ce se sparte mai multe sau trece asta de cupe? 5 de cupe, 9 de săbii. De ce cu 5 de cupe și 9 de săbii? De ce cu 5 de cupe și 9 de săbii? Vreau să înțeleg eu ceva aici. Nu sunt sentimente acolo, pentru că el e regele de săbii față de ea. Pentru că e un dezechilibru total acolo. Iar regele de bâte echilibru poate fi un bărbat însăgetător. Ori este foarte greu să se apropie fizic de femeia asta. De ce cu regele de bâte și echilibru? Ce vă vine și roata? Cineva a fost foarte mințit aici sau s-a mințit singur. Iar persoana asta recunoaște. Nu am sentimente față de femeia asta. Pentru alții dintre voi am aici o situație în care un bărbat se desparte de un cuplu sau termină relația cu un cuplu ori cu o femeie, o colaborare financiară, pentru că văd că este și un bărbat din săgetător și o femeie din rac. Și aici cineva termină cu persoanele astea două ca să fie cu voi. Exact. Pentru că văd regele de cupe și regina de, și patru de bâte. Vine o persoană către casa voastră și mai regele ăsta de bâte aici și cu regina de cupe. Regele de cupe și patru de bâte. Cineva vă sună de pe drum? Magicianul și diavolul. O căsnicie ținută cu farmece. Pentru bani, doar pentru bani, care s-a terminat, s-a încheiat acest lucru. Cuiva îi pare rău pentru că plătește pentru asta, 7 de monede și moartea. Exact, exact. Un berbec aici va regreta din suflet că s-a jucat și a făcut farmece ca să pună banii, mâna pe banii unei femei. Pentru că omul ăsta o să plătească groaznic. Exact. Bun. Atât am avut și pentru cei din Zodia Leu. Vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.